dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou videoclip. Vreau să vă spun că este o zi superbă de sâmbătă. Cred că sunt vreo 20 de grade aproximativ, dar bate un soare atât de frumos. Este o zi perfectă de lucrat pe la curte, pentru că n-am mai lucrat de foarte mult timp pe afară. Am avut foarte multe treabă în casă și curtea mea arată într-un fel. Așa că am de făcut câte ceva. Vreau să tund iarba, vreau să-mi iau toate florile acelea uscate, să le arunc, să scot ghivecele și așa mai departe. Vreau să lucrez și în spate la paturile acelea de legume, să fac câte ceva. Vreau să fac în mare parte, vreau să lucrez astăzi la curte, pentru că este o zi superbă și ar fi și păcat să nu profit de această zi și să nu fac chestii faine pe la curte. În ultima perioadă a plouat destul de mult și a fost rece pe la noi, n-am putut face prea multe chestii pe afară, dar acum în următoarea perioadă vremea se arată a fi în regulă, așa că o să lucrăm pe la curte. Îi dau drumul la treabă pentru că este deja undeva la ora 12. Ne-am întins de dimineață cu cafea, am stat cu soțul meu pe terasă și ne-am întins. S-a făcut undeva la ora 12, așa că vreau să trag tare, să reușesc și pentru asta să fac câte ceva, așa că haideți să vedem cu ce ne apucăm. Pentru început vreau să strângem roșioarele pe care le mai avem, cele care s-au înroșit, pentru că sunt câteva și ar fi păcat de ele. Iar după vreau să scot toți acești lățișori, să scot roșiile, pentru că nu mai au sens. Deja la noi dimineața e brumă și nu cred că o să mai fac, așa că vreau să fac curat și să strâng doar roșiile, să dau cu sapa, să fac aici ordine. Trebuie să mă apuc și de tuns iarba, pentru că n-am mai tuns-o, cred că de vreo lună și jumătate. Adevărul e că nici nu prea a mai crescut, pentru că a fost așa uscată. Acum ce a început să-și dea drumul, de când au mai... Foarte fain, bravo, mami, am și ajutoare. Dă-i copilași harnici, așa? Ți și-a pus și mănuși? Asta nu e coaptă, dar nu e nimic. Acum a început să-și mai dea drumul de când a început să plouă și am așa câteva porțiuni unde ar trebui să o tun, nu trebuie să o tun peste tot. Nici aia, nu e nimic, mami. Așa că n-am să o tund peste tot, trebuie să strâng și de aici merele ce au căzut jos de la măr. Vreau să vă spun că în copac avem niște mere extraordinar de bune și de mari și de zemoase, foarte faine sunt. Nu știu dacă o să le strâng astăzi sau o să le mai las puțin, nu știu ce să zic, mă mai gândesc dacă o să le strâng, dar în prima fază trebuie să strâng merele de pe jos, pentru că stricate, și să nu le tai cu mașina de tuns, dar să terminăm prima oară cu roșioarele și după o să trecem mai departe. Recolta din acest an la noi. Vreau să vă spun că am mâncat roșioare de aici din grădiniță în fiecare zi, dar n-aș putea neapărat să spun că sunt mulțumită de recoltă. Dar pentru la anul mi-am propus să fac altfel planurile aici în grădiniță și o să mai pun probabil și roșii cherry, dar o să-mi pun roșii normale, pentru că sunt mult mai ok, sunt mult mai mari, adică faci o producție mai mare din ele și poți să mănânci mai mult. Adică, na, sunt micuțe, dar nu poți decât la o salată să le folosești sau na, să le mănânci așa. Copilașii în mare parte ieșeau în curte și își luau câte roșii, o ștergeau sau o spălau, depinde cum nimereau. Ele nu sunt stropite, deci le puteam mânca liniștiți așa, dar da, cu aceste roșioare am rămas noi după ce am strâns de aici. Au mai rămas câteva, doar că sunt cele care sunt așa... Nu uscate oarecum, deci nu are sens să le strângem. Da, cam asta am reușit noi să strângem de la roșioarele noastre. Continuăm, scoatem toate roșiile și vedem ce iese. Ce faci, Tefi? Faci treabă? Să scoatem toate bețele astea și frunzele. Da, trebuie să scoatem bețele, frunzele și să facem așa curat. Trebuie să aducem sapă.
deci mi-a lăsat bila la masă. Scoatem toate rădăcinile afară. Mama s-a dus după sapă. Și ea până, adică până vine mama, eu scot toate rădăcinile. Păi le bag în roabă. O pauză așa de 2-3 minuțele și stau aici pe leagăn și mă gândesc să mă duc să-mi fac o cafea. Vreau să vă spun că am terminat acolo de făcut cu straturile și parcă m-a luat așa o stare nostalgică. Parcă mi-e dor, m-aș apuca din nou de plantat, că mă gândesc că vine frigul și o să stăm în casă, mi-e groază. Nu-mi place deloc acest sentiment și parcă mi-ar fi plăcut așa să mă apuc din nou de plantat, de făcut chestii pe la curte. Mă bucur pentru astăzi că este așa de cald și de fain și următoarea săptămână au anunțat tot așa cald și fain. Ce bine că putem sta pe la curte și putem să mai profităm de zilele acestea călduroase de toamnă. Bate soarele așa de tare și trebuie să stau încruntată că nu vă văd, nu pot să mă uit acolo. În cameră. Soțul meu lucrează în casă, s-a apucat de glet, dar trebuie să se oprească pentru că au programare la tuns și el și Octavian, așa că să meargă la tuns și după o să vină să mai continue ce mai are de făcut acolo. O să mergem și noi să vedem în ce stadiu se află lucrarea acolo sus în cameră, dar deocamdată îmi fac o cafea să îmi revin așa, să mai stau aici 5 minuțele să profit de soare și de toate lucrurile acestea frumoase pe care ni le oferă natura și după continuăm o să mă apuc de tuns iarba și după vreau să-mi curăț florile și să arunc cele uscate, ce nu le mai pot folosi. Nu știu dacă mai pot folosi ceva din ele, pentru că majoritatea s-au uscat. În ultima perioadă nu le-am mai udat, pentru că n-a fost cazul, a fost foarte rece, a plouat, așa că nu am mai udat nicio floare și majoritatea din ele s-au uscat, dar da, haideți să-mi fac cafeaua și după continuăm. Partea asta să tund iarba și Octi a vrut să facă el treabă și să dea cu sapă. I-am zis că e inutil pentru că tot trebuie să bag mașina de tuns, dar vrea el să-și facă de treabă, așa? Da. Hai că mai aveți 10 minuțele și trebuie să plecați la tuns, mami. Și după rămân singurică la treabă, Ștefi a plecat la sora mea să se joace cu verișoara ei în casă, cu păpușele. Și cu ce să mai joacă ele acolo, așa că eu o să rămân singurică la treabă. Scot mașina de tuns, scot plasa și ce mai am de scos de pe aici și continuăm. Hai la tuns cu voi, barosanilor. Mergem. Ce ai zici acum? Cum să te tundă? Ca Ronaldo. Ca Ronaldo și pe tati cum îl tunde? Tot ca Ronaldo. Tot ca Ronaldo. Părul lung, ca o doamnă. Te tunde cu părul lung? Da, ca Ronaldo, tata. Auzi, hai să vă văd când veniți. Îi zic să-mi facă codițe la spate. Aveți grijă. Mi-am băut și eu cafeaua așa, pe relaxare și mi-am pregătit aici toate cele necesare, mi-am scos și mașina, și cablu, și trimmerul, și îi dau drumul la treabă, că am, așteaptă, slavă Domnului, treaba, nu mi-o face nimeni, așa că mă apuc de tuns. Am luminat cumva și zona aceasta arată mult mai bine. Mi-a ieșit și producția de iarbă. Am acolo mulțime de iarbă. Și vreau să vă spun și ce boacănă am făcut, că trebuia să fac și o boacănă, că altfel nu se putea. Nu știu dacă vă mai aduceți voi aminte. Eu aici
În locul acesta am avut căpșuni și nu știu dacă o să mai iasă la anul. Nu mi-am dat seama pentru că a fost iarba foarte mare. Am și uitat să vă spun sincer de căpșuni. Chiar nu știu dacă mai ies anul viitor. Vă rog să-mi scrieți voi în comentarii pentru că nu am niciun fel de idee. Eu totuși sper, pentru că ar fi păcat de ei să nu mai iasă undeva aici în zonă. Cred că mai e și o frunză. Da, mai e o frunză. Avem speranțe că pentru la anul să îmi mai iasă. Am reușit cu greu să tai iarba de aici din zonă și cu trimărul am tăiat-o foarte greu, că era destul de crescută și n-am putut să o tai. Am dat puțin cu mătura de curte și vreau să aduc trambulina de acolo să o pun aici, pentru că aici am avut piscina. După cum știți, am scos-o, cred că de vreo 2-3 săptămâni și vreau să aduc trambulina. Nu-mi place în zona aia acolo, parcă mi-ocupă așa spațiu și aici ar fi mai ok de pus, așa că o să o aduc aici și mă apuc în partea asta de tuns iarba. Am reușit să finisez partea din spate și așa de fain arată, așa de mult îmi place, parcă e așa de curat, de liber. Doamne, cât așteptam să fac curățenie în curte. Gâfui puțin, dar acum am oprit și am zis să filmez, să vă arăt cum am reușit să fac. Au venit și băieții de la fotbal. Cum ești, mami? Ia să-ți văd freza. Ți-a nimerit-o? De Ronaldo, ești fain, ești super. M-a ajutat și puișorul și acum vrem să ne apucăm în partea din față. Trebuie să dau șezlongurile, vreau să tund puțin și trandafirii. Vreau să le tai capetele acestea uscate și să termin și în partea din față. Mai am de muncă. Cred că mai am vreo 2 ore. N-am apucat nici să scot florile, dar a durat destul de mult în partea din spate, așa că n-am avut cum să fac mai rapid, dar sper eu să termin cât de rapid pot. Trebuie să mă duc să-mi aduc o foarfecă de la sora mea, că eu nu am din aia așa de tăiat trandafire. Am una, de fapt, dar e prea veche și nu-și mai face treaba. Hai să vedem noi ce lucră tati pe aici. De câteva ore bune. Eu afară, el în casă. Cucubau! Cucubau. Salut! Salut! Ce faci? Uite, m-am gândit să puneți bătirea asta. N-a vrut să o ia. A luat-o greu. Din a doua oară e aici. Nu prea vrea pe căldura asta, nici ea nu vrea să... Nici n-am mai fost povintă de mult și... S-a apucat, a dat o mână de gled. Și acum te apuci de a doua sau de finisat? A doua și mai trebuie. Mai trebuie, trebuie încărcat puțin să iasă. În regulă, nu? Zic, trebuie încărcat să iasă cât de cât, ok. Da. Da. Hai că a început să-ți și iasă de acum. Da, apropo de asta, soțul meu nu este niciun caz pe meserie, nu se pricepe el să facă, dar din ce știe, face de toate. Și iese destul de bine, adică n-are nicio legătură cu construcțiile sau ceva de genul, dar se pricepe la toate. Chiar n-am nicio legătură cu construcțiile, dar ceva trebuie să iasă, nu? Da, sigur iese. Ia uite ce fain e și în curte. Am stat acum în spate, te-am băut o cafea acolo unde am pus caunele la leagă. Ne-am stat, am băut o cafea cu nașa noastră și n-am apucat încă să mă apuc de treabă. Mă duc acum să-mi aduc foarfeca și să mă apuc de iarbă. Așa că te las, iubi. Pe tine cu treaba ta și mă duc. Spor la treabă și ține. Roaba și trebuie să aduc coșul ăla de gunoi să le bag, să văd ce pot să bag în el și să scap de ele. Unde le duci, mami? Acolo. Le duci tu acolo?
Și mi-au mai rămas aici două floricele. O mai am pe aceasta care vreau să o tund și am să o bag din nou în casă la tata, pentru că așa a fost și anul trecut și și-a dat bine din ea. Nu știu dacă o să o mai las sau să o tund, nu știu ce să fac. Probabil că o să o tund doar puțin tel din ea. Și mai am încă una și asta am avut-o și anul trecut în casă și am să bag și anul acesta tot în casă. O să o tund așa cât de puțin, să nu fie așa mare și am să bag în casă. Poate am noroc și la anul o să fie la fel de verde și de faină. Aici n-am fost inspirată anul acesta să pun aceste urzici, cred. Mi-au crescut foarte mari și foarte urâte. Nu-mi plac. Nu arată deloc bine aici. O să le scot și pentru anul viitor o să mă orientez eu altfel cu florile, pentru că anul ăsta nu prea mi-a ieșit. Cei drept nici nu m-am ocupat foarte mult de ele, pentru că timpul meu a fost redus. Da, mami? Da, iubita, mi-a dat grele. Lasă-le, puiu. Timpul meu a fost redus, așa că n-am avut timp să mă ocup de ele așa cum mi-am propus, dar pentru la anul am alte planuri, așa că mă gândesc eu că o să arate mult mai ok curtea mea. Deocamdată, da, acesta este stadiul în care ne aflăm, scap de aceste uscături, mi-am tăiat și trandafirii și mă apuc de tuns iarba. La magazin și am făcut ceva cumpărături. Am fost în dubii pentru că nu știam ce să fac de mâncare. M-am tot gândit la ce aș putea să fac și mi-a venit așa o idee pe moment, pentru că chiar nu aveam nicio idee cu ce aș putea să fac. Am cumpărat aici o caserolă de carne tocată de porc de la Penny și mă gândesc să fac câteva chifteluțe. Am să împart caserola în două și mâine mă gândesc să fac o ciorbică de perișoare. Astăzi nu mai fac pentru că nu mai am timpul necesar. O să fac doar chifteluțele. I-am pregătit aici legumele pe care le folosesc eu în general la chifteluțe și mă gândesc să fac un piure de cartofi și mi-ar plăcea să fac și un sos lângă aceste chifteluțe, dar nu știu dacă mai am timp, pentru că, sincer, ne e foarte foame. Ne-am întins astăzi cu treaba pe afară și am mâncat, dar pe fugă. Așa că ne este tuturor tare, tare foame, așa că mă grăbesc să fac aceste chifteluțe, să mâncăm și după mai vedem ce mai reușim să facem pentru ziua de astăzi. Am pregătit compoziția pentru chifteluțe și vroiam să vă întreb pe voi care este cea mai bună variantă. De obicei, legumele își lasă zeamă și am început să pun o lingură, două de pezmet, până văd eu că se leagă foarte, foarte bine, dar știu că mai e și varianta cu făină sau cu pâine înmuiată, dacă țin eu bine minte. Dar nu știu care e cea mai bună variantă, care este cel mai bine. Eu de o perioadă așa fac chifteluțele cu pezmet, dar vreau să-mi scrieți în comentarii voi cum le faceți și dacă aveți idee care este cea mai bună variantă pentru a ieși chifteluțele cât mai legate și cât mai gustoase. Am reușit să dau gata și treaba la curte. Am luat și noi prânzul cina, pentru că astăzi nu prea am mâncat. Și vreau să vă arăt clematisul, clematita, nu știu exact cum se pronunță corect. Vreau să vi arăt și de la apropiere, pentru că v-am arătat eu de sus, de pe geam, dar nu se vedea cât este de frumoasă. Are 2, 4, 6 floricele și e atât de drăgălașă. Așa mă bucur pentru ea, sper că la anul se urcă așa fain până sus. Am tăiat toată iarba, am și udat puțin, pentru că am vrut așa să simt un aer proaspăt. S-a înserat, e vreo 6:30, cred. Ceasul am udat și pe aici, și pe aici, și prin spate. Octi se joacă cu un prieten de-a lui fotbal. Eu o să intru în casă. Tati mai are ceva treabă de terminat pe sus, mai are puțin de dat cu bled. Eu intru în casă să fac un duș, pentru că am niște unghii. Doamne, doamne,
sunt, nu prea vrea telefonul să focuseze, dar am niște unghii, Doamne, Doamne. Bine că am în două zile programare și îmi fac unghiile, pentru că altfel și mâini și unghii, mâini cu bătături și așa mai departe. Vă mulțumesc că și de data asta m-ați urmărit până la final. O să ne vedem și o să ne auzim cu drag pe data viitoare. V-am pupat, pa, pa!